La Tricodava am făcut două costume, dacă vă amintiți, și cred că vă amintiți. Există o filmare, ca așa îi spuneam noi, acum se spune clip. Cântam Casa mea pe o chroma case. De-abia atunci apărea aceasta, că televiziunea s-a dezvoltat odată cu mine, cu generația noastră. Era ca o pastilă sau, să zicem, o rampă de lansare. Și acolo coboram cântând Casa mea, acea ținută argintie. Era de la Tricodava? Era de la Tricodava, dar făcută pentru mine. Telespectatorii ne sună și fac și sugestii și lui Ovidiu. Pe 9 iulie și Margareta Puzlaru și Mirabela Dauer împlinesc o anumită vârstă. Și vă întrebau dacă nu cumva ați vrea să faceți un concert împreună cu cele două celebre artiste, pentru că se spune că la un moment dat ați vrut să cântați împreună cu ele și nu a ieșit, nu știu din ce motive. Scuze-mă, Angela, vreau să vă mărturisesc ceva. Într-una din seri, când stăteam de vorbă cu Angela, chiar ea mi-a propus, zice, ce-ar fi să facem un spectacol, să cântăm fiecare, dar zice, cum să vă așez? Zic, Mirabela e mai micuță, zic, nu știu, zic, pe tine să te punem pe un scaun, pe Corina, zic, să fie totuși... Da, avem și un băiat înalt, Iordăchioaie, și el tot pe 9 iulie. Da, și Daniel este. Tot pe 9 iulie. Da. Foarte tare. Păi și n-ar merge un mega eveniment? Ar merge, de ce nu? Singura problemă este că eu acum vorbesc în calitate de producător. Avem o perioadă foarte încărcată. Avem de pregătit noul disc al Angelei Similea, care se va lansa în septembrie. Avem de organizat show-ul, mega concertul de 40 de ani de carieră Angela Similea. Va fi tot în toamnă la Sala Palatului. Și plus că mai avem turneul ăsta de care trebuie să ne ținem, pentru că suntem chiar foarte așteptați în țară. Și 40 de ani de carieră, luna trecută. Vreau să fac o mică precizare. Eu îi consider 40 de ani de la adevărata mea lansare. Eu am cântat și înainte, dar adevărata mea lansare s-a produs la Brașov, la Cerbul de Aur. De atunci consider eu că a început, nu cariera mea, ci statutul meu de cântăreață. Dar nu acolo l-ați cunoscut și pe domnul Victor Surdu, actualul Zun? Nu? Nu la Cerbul de Aur s-a întâmplat? Nu atunci, nu. O informație care mi-a scăpat mie? Poate s-a lăudat Victor că ne-am cunoscut, păi dar da, acolo m-a văzut am citit el, chestia asta, serios. Nu. Deci nu l-ați remarcat atunci. Nu. Înțeleg că v-a iubit vreo 30 de ani în tăcere. Nu știu dacă în tăcere, ca noi în mulți ani ne-am întâlnit, dar nu l-am simțit așa să arate un asemenea. Mult mai târziu s-a... S-a ascuns om. Da. Se mai întâmplă în viață. Cred că din același motiv pe care l-am... Considera că sunteți intangibilă. Da, probabil. Dar nu v-a mărturisit după ce deja relația a intrat pe un făgaș care a dus la căsătorie că a sperat, a tânjit? Ba da, dar mi-a spus așa, ca mulți alții. Ca mulți alții, da? Victor Surd a fost un politician apreciat, el avea și talent muzical, l-a cuchetat la un moment dat cu muzica, nu? Dar s-a cam retras și nu l-am văzut, e foarte discret. Și de ce? Eu sunt vinovată și îmi pare rău, dar eu aș fi preferat, dacă eram colegi de mici, l-aș fi îndrumat mai mult să fac un conservator, pentru că el avea o voce foarte... Și nu vreau să nu par modestă, eu sunt un om la locul meu, dar eu cred că putea să fie al patrulea între cei trei. Nu știu dacă mă urmărește. Și era pe bune. Trebuie să mă aștepte cu un buchet de flori. Eu sunt convins că se uită. Pentru că este un eveniment. Dar cum v-a cucerit totuși? Da, vina mea, să-mi termin ideea. Vina mea a fost aceea că într-o anumită perioadă el a suferit un eșec din punct de vedere politic și l-am sfătuit să se retragă. După ce el s-a retras din partidul respectiv. Da. Și i-am spus, e mai bine acum să te ocupi de tine,
încearcă să-ți împlinești altfel viața, ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta, și m-a înțeles ce vreau să spun. Și anul trecut însă mi-a zis, știi ce? Mai e ceva de făcut, trebuie să mă duc, nu se poate să mai stau. Se va întoarce. Are intrat în politică, de fapt. Are intrat în politică și cred că... Pentru că iubește foarte mult lumea de la țară, omul curat de acolo, și faptul că au rămas atât de puțini și pământul, cum spune el, tarlaua nearată, îl doare foarte mult și se strâmbește. Dar el și-a făcut o fermă la un moment dat, de care nu știu dacă... Nu? Eu nu. Avea o gospodărie cu stupi, vreo 180 de stupi. Asta era înainte de 89. Înainte de 89. Da. Și s-a ales praful de gospodărie respectivă. El a venit aici în București și a fost revendicat locul acela și e mai bine pentru el. E mai bine pentru el. Așa, e mai liniștit, oricum așa v-a cunoscut. Dar spuneți-ne cum v-a cucerit, pentru că nu știu câtă lume știe. Nu cred că m-a cucerit sau a făcut ceva în mod deosebit, dar în viața omului se face așa un clic. Cum și se schimbă ca pe zeiță, nu? Sau deveniserăți oarecum prieten la un moment dat, înțeleg. Da, eram de mult timp prieten, dar s-a întâmplat un clic în viața noastră și în urma unui eveniment am zis că e mai bine să ne căsătorim și așa a fost. Așa a fost? Foarte tare. Dar mă așteptam totuși să ne povestiți despre petalele de trandafir pe care le-a înșirat kilometri întregi. Eu consider că toate femeile trec prin asemenea momente minunate, așa că nu trebuie relevate, nu trebuie amintite. Este un romantic? Victor Surdu este un romantic? Este un romantic. Pe cât pare de puternic, el este un sensibil și un romantic. Dar e în mod deosebit sensibil și cu un suflet deosebit, pentru că nu există persoană care să îi ceară ajutorul și să nu facă tot ce stă în putință să împlinească. Ceea ce e foarte important. Ovidiu, Angela Simina este o femeie superbă, eu am spus lucrul ăsta. Care crezi că este secretul acestei frumuseți? Eu am aflat, de exemplu, că mama ei a fost... a fost în compania reginei Maria. O distinție, probabil. Elisabeta, nu? Da. Regina Elisabeta. Știi ce se întâmplă? Angela Simina dintotdeauna a strălucit într-un mod aparte. Poți să ies din platou? Și vreau să spun că, în primul rând, eu ne știm de, bine, eu știu de foarte mult timp, dar de 5 ani de zile suntem împreună, stăm împreună, lucrăm împreună. A devenit și prietena mea, femeie, o prietenă femeie foarte bună, deci există prietenie între un bărbat și o femeie, și am văzut cât e de disciplinată, cât e de serioasă, cât pur și simplu nu face, s-a terminat concertul la cabină. Nici și un exces. La hotel, da, eu mai stau cu băieții, mai bem o bere, mai povestim, nu, Angela, băieți, am păcat. La revedere, ne vedem înainte de... Nu, e foarte disciplinată și foarte serioasă și vine la studio cu lecția învățată și ăsta e un lucru extraordinar pe care cei din generația Angelei mi-au demonstrat că de fapt acest lucru mai există. Din păcate, se nasc peste noapte foarte multe... Am avut foarte buni profesori. Dragilor, orice profesie se învață, se studiază. Și dacă ai norocul să ai profesori buni, devotați, nu se poate să nu se așeze pe tine ceea ce înveți în tine, să ți se te ajute în formarea caracterului, a firii tale. Scena nu este atât de simplă. Nu e simplă, de foarte puțin nu rămân de în general. Așa cum se asta vede. E marea tragedie, că apar foarte mulți cântăreți peste noapte. Tu crezi că doar disciplina este secretul frumuseții Angelei Simina? Nu, este în primul rând și modul ei de viață. E un mod extraordinar. Se odihnește la timp, nu face excese. Nu bea, nu fumez. Diete? Nu femei. Da, și că nu femei.